Centrul de Diagnostic Republican solicită instituțiilor medicale să limiteze testarea suspecțiilor la virusul COVID-19. Într-o scrisoare trimisă centrelor medicilor de familie, se menționează că pentru o perioadă zilnic pot fi efectuate până la 100 de teste. Într-o scrisoare a Centrului de Diagnostic Republican, publicată de canalul de Telegram Index, se menționează că mai mulți specialiști ai laboratorului sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2, de aceea capacitatea de prelucrare a testelor este mai mică. Pentru a prezenta în timp util rezultatele, laboratorul poate accepta doar 100 de teste pe zi. În același timp, directorul Agenției Naționale în Sănătate Publică, Nicolae Jelamski, susține că motivul solicitării este altul. Nu cred că la centrul de diagnostic ei nu au contact cu pacienții, deci sunt probe de laborator. Medici probabil că în laborator sunt, nu este vorba de că nu există capacități la centrul diagnostic. Noi am constatat că există un flux foarte mare de probe către centrul diagnostic și ei nu se isprăvesc cu din cauza limitării capacităților echipamentului. Oficialul de la ANSP recunoaște că numărul testelor efectuate zilnic a crescut în ultima perioadă, iar capacitățile de laborator sunt limitate. Există capacități care centrul diagnostic le are pentru a perfecta într-o zi testele, ca să nu fie lăsate probele pentru ziua a doua, fiindcă a doua zi vin tot atâtea probe, respectiv, probabil că centrul diagnostic a informat instituțiile care sunt capacitățile limită de activitate pentru o zi, ca să nu rețină testele. Acest lucru este confirmat și de medicii de familie care deservesc acum un flux mult mai mare de pacienți cu suspiciuni ale infecției SARS-CoV-2. În același timp, medicii spun că nu pot omite testările atunci când sunt semne clinice evidente ale infecției. Acum, în ultimele zile, avem extrem de mulți doritori la testare. Aproape fiecare apel la medicul de familie se începe cu: bună ziua, eu vreau să-l fac test. Nu, majoritatea noi facem totuși testul antigen, testul rapid. În majoritatea cazurilor, la PCR noi înscriem angajații sistemului medical, cum am spus înainte, persoanele, cadrele didactice cu semne clinice, și sunt pacienți pentru PCR, pentru unele instituții medicale, cer pentru internare. De pildă, numai aceste categorii. Numărul cazurilor de îmbolnăvire confirmată înregistrează acum recorduri pentru întreaga perioadă pandemică. Miercuri în țară au fost atestate peste 6.000 de cazuri noi de îmbolnăvire cu virusul COVID-19.